la ce fratele Marcel a citit la acest psalm, psalmul numărul 1, care este un psalm atât de important și atât de frumos. Și că, pentru început, eu aș vrea să citesc doar două versete din Cartea Geneza, din capitolul 6, citesc versetul 9, și apoi din capitolul 7 o să citesc versetul 1. Cartea Geneza, capitolul 6, versetul 9. Și aici spune așa. Iată care sunt urmașii lui Noe. Noe era un om neprihănit și fără pată în cei din vremea lui. Noe umbla cu Dumnezeu. Și versetul 1 din capitolul 7 spune așa. Domnul a zis lui Noe: intră în corabia tu și toată casa ta, căci te-am văzut fără prihană înaintea mea în neamul acesta de oameni. Amin. 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 Dragi frați și surori, mă întorc puțin la Psalmul 1, pentru că are legătură cu acest gând, această temă pe care aș vrea să o dezbatem în dimineața aceasta, înaintea Domnului și înaintea noastră a tuturor. Și dacă stăm să ne gândim și ne uităm la acest psalm, începe cu un cuvânt așa de frumos. Care e cuvântul cu care începe? Ferice. Ferice. Dar uitați-vă că acest psalm se termină cu un cuvânt nu prea frumos, parcă nu prea plăcut pentru noi, și spune cuvântul peire. Acum, între cuvântul acesta fericire și cuvântul peire, am putea să spunem că aici are loc călătoria noastră pe pământul acesta. Nu-i așa? Călătoria noastră pe pământul acesta. Și aici psalmistul vorbește despre trei lucruri. În primul rând vorbește despre o cale și noi știm că în Sfânta Scriptură calea este Domnul Iisus Hristos și El spune: eu sunt calea, adevărul și viața, nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Și putem să spunem noi că Domnul Iisus Hristos este singura cale. Vedem că înțeleptul Solomon spune acolo în Proverbe, și spune: multe căi pot părea bune omului, dar la urmă se văd că duc la moarte. Duc la moarte. Ce folos să mergi pe o cale și la urmă, la final, să constați că această cale pe care ai ales-o duce la moarte, nu-ți ajută la nimic. De aceea este așa de important să vedem pe ce cale mergem noi și care este umblarea noastră pe pământul acesta, în călătoria aceasta. Vorbește psalmistul 1 de o cale. Psalmistul 1 vorbește și despre caracter. Doar numai câteva cuvinte vreau să spun ce înseamnă lucrul acesta. Dacă stăm să ne gândim din punctul nostru de vedere, din punct de vedere biblic, caracter înseamnă ce spune Apostolul Pavel în Galateni, în capitolul 5, versetul 22. Și acolo spune așa: roada Duhului dimpotrivă este bucuria, pacea, îndelungă răbdare, bunătatea, credincioșia, facerea de bine, înfrânarea poftelor, blândețea. Nu știu dacă am omis ceva, că sunt 9 lucruri frumoase acolo, da? Și uitați-vă că din punct de vedere al lui Dumnezeu am putea să spunem că aceasta înseamnă caracter. Din punctul nostru de vedere al înțelegerii noastre, știți ce înseamnă caracter? Ceea ce faci când nu te vede nimeni și numai Dumnezeu. Asta înseamnă caracter. Ceea ce faci când nu te vede nimeni, ci doar Dumnezeu. Știți, oamenii în lumea aceasta știu foarte mult să se ascundă. Copiii se ascund de părinți când fac ceva ce nu-i bun. Soțul se ascunde de soție, soția se ascunde de soț. Și așa mai departe. Încercăm să ascundem unul pe celălalt. Dar asta nu înseamnă caracter. Ceea ce suntem noi, în realitate, Nu ne vede decât Dumnezeu. Asta înseamnă carte. Și al treilea lucru despre care vorbește aici psalmistul, vorbește despre comportament. Vorbește de fapt despre o conduită, despre o trăire. Și fratele Daniel amintea puțin lucrul acesta, care spune acolo, vedeți care este omul care își arată calea, caracterul și conduita cu adevărat comportamentul. Spune, omul acesta nu se duce, omul acesta nu se oprește, omul acesta nu se așează pe scaunul celor batjocoritori. Frați și surori, avem așa de lucruri frumoase de învățat din aceste cuvinte ale acestui psalmist. Și în final am putea să tragem o concluzie și să spunem așa. Care este călătoria noastră pe pământul acesta? Știți, când mergem în cimitir, acolo vedem, în general, o plăcuță acolo, da? Pusă. Și pe plăcuța aceea scrie așa. Este câteva cifre la început, unde scrie anul nașterii și după aceea, în partea a doua, vedem o altă cifră, anul plecării din lumea aceasta. Dar între aceste două, între acești doi ani, este o liniuță. Și liniuța asta poate să fie mai mică sau mai mare. De fapt, ce înseamnă asta? Asta e viața noastră pe pământul acesta. Frați și surori, am venit în lumea aceasta nu când am dorit noi și vom pleca din lumea aceasta nu când vrem noi. Pentru că fiecare zi din viața noastră este scrisă în Cartea lui Dumnezeu. Amin. Amin. Și omul nu pleacă de pe pământ. Bun, nu, să nu mă înțelegeți greșit. Sigur, trebuie să avem grijă de trupul nostru, să avem grijă de sănătatea noastră, să ne protejăm în ce depinde de noi. Dumnezeu a îngăduit să vină și virusul acesta, dar vreau să spun ceva. Noi nu murim nici de virus, nici de cancer, nici de nu știu ce. Murim sau plecăm din lumea aceasta când Dumnezeu ne cheamă cu fiecare zi. Dar ce este important? Ce facem noi? În umblarea noastră cu Dumnezeu, în timpul acesta când Dumnezeu a hărăzit să fim, să trăim aici. Eu sunt din Botoșani. Sunt împreună cu prietenul meu, fratele meu și vărul meu. Eu sunt din Botoșani, el este din Dorohoi și la invitația fratelui Daniel am venit poate pentru o săptămână și ceva, să putem să fim de folos și de ajutor ca să ducem Evanghelia celor care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Amin. Lucrăm de multă vreme, fac ca o mică introducere, lucrăm de multă vreme în lucrarea Domnului Dumnezeu, ne-a chemat la aceasta și nu numai în România, a fost și în alte țări în care cu ajutorul Domnului și prin harul Domnului am dus Evanghelia oamenilor nemântuiți. Ne bucurăm pentru toți acei care primesc Evanghelia, dar este foarte important și înainte de aceasta, aș vrea să spun o mărturie din Ucraina, este așa de important ca noi să știm ce să le spunem oamenilor, pentru că, vedeți, uneori nu suntem pregătiți să le spunem oamenilor cum pot fi mântuiți, cum pot să-L cunoască pe Dumnezeu. Și am să vă spun o mărturie din Ucraina. Un frate de-al meu, un prieten de-al meu, s-a dus în Ucraina și s-a dus într-o biserică, așa ca și dumneavoastră, și când s-a terminat programul de biserică, un frate închidea ușa acolo și a zis, frate, am să-ți spun ceva. Zice, într-o seară, când închideam ușa, zice, a venit o femeie la mine și a zis, frate, vreau să mă pocăiesc. Și zice, frate, și ce ai spus? Păi zice, bine. Și a plecat acasă și a mai trăit o săptămână și a murit. Și zice, frate, a trecut vreo 2 ani de zile și zice, când se închid ușa bisericii, a venit un bărbat la mine și bărbatul ăsta era exact bărbatul la nevasta respectivă. Și mi-a spus așa: frate, vreau să mă pocăiesc. Și ce ai spus? Bine. Și a plecat acasă. Și fratele meu, prietenul meu, întreabă: unde este omul acesta? Zice, este acasă, dar este bolnav, este pe moarte. Atunci prietenul meu spune: frate, putem să mergem acum la el? Și el a zis: nu, frate, e noaptea, e târziu, el e bolnav, nu putem. Și frate, nu înțelegi că omul ăsta acum are nevoie de noi? Zice: bine, dacă nu se poate, hai să mergem mâine dimineață. Și a plecat a doua zi dimineață. Când s-a dus, a intrat în casă, ce să vadă? Un om bolnav stătea în pat și s-a apropiat de el și când a deschis gura să spună câteva cuvinte, a zis așa: cum n-am ajuns în noaptea asta la masă? Și el întreabă: de ce? Să iau cuțitul și să mă omor, să-mi iau zilele, că nu mai pot de durere. Prietenul meu a spus: slavă Domnului că n-ai ajuns la masă să iei cuțitul să te omori, pentru că te duceai în iad. Și aveai nevoie de Dumnezeu. Aveai nevoie de cineva ca să-ți spună cum poți să fii mântuit. Cum poți să-L cunoști pe Dumnezeu. Și atunci fratele, prietenul meu, s-a apropiat de el. I-a explicat Evanghelia. Pentru că, dragi frați și surori, e nevoie ca fiecare dintre noi să știm, să-i spunem unui om cum poate să fie mântuit. Este important lucrul acesta. Și atunci fratele meu, prietenul meu, i-a explicat și la final l-a chemat la rugăciune. El a primit pe Domnul Iisus Hristos în inima lui. Și dintr-o dată fața lui s-a limpezit. Fratele meu s-a rugat pentru el ca Dumnezeu să-i ia și durere. Și vreau să vă spun că a plecat. A doua zi când a venit acolo, el nu se putea ridica din pat. Ce credeți că cine i-a deschis ușa? Omul acesta s-a apropiat, i-a deschis ușa și i-a primit în casă. Sigur că am mai trăit, mi se pare că vreo jumătate de an, vreo 6 luni de zile și a plecat mântuit. A plecat în păcat cu Dumnezeu. A plecat în relație bună cu Dumnezeu. Asta e cel mai important. Aleluia. Și atunci, frați și surori, ce facem noi în călătoria noastră pe pământul acesta? Cum umblăm cu Dumnezeu? De ce am citit despre acest personaj Noe, despre care cred că majoritatea cunoaștem? Ce s-a întâmplat în istoria omenirii cu acest personaj Noe? Și o să vedem puțin mai adânc, să intrăm mai adânc câteva lucruri despre această umblare a noastră cu Dumnezeu pe pământul acesta. Și ne punem întrebarea, și eu aș vrea să gândim, frați și surori, la această temă importantă. Care este umblarea mea cu Dumnezeu pe pământul acesta? Cum umblu eu cu Dumnezeu? Uitați-vă, revin la versetul care l-am citit aici și spune așa: Noe, versetul 8 spune foarte interesant, a căpătat milă înaintea lui Dumnezeu. Frați și surori, dacă suntem aici, suntem doar prin mila Domnului. Prin harul Domnului. Noi nu avem niciun merit. Meritul nostru era să mergem la pierzare, să ne ducem în iad. Dar în bunătatea și în mila și îndurarea lui Dumnezeu l-a trimis pe Domnul Iisus Hristos să coboare la noi oamenii de pe pământ, la noi oamenii păcătoși, să vină să moară pentru noi. Și acolo la cruce, la Golgota, a plătit prețul răscumpărării sufletelor noastre. Prin jertfa Lui, Domnul Iisus Hristos ne-a împăcat cu Dumnezeu. A luat mâna noastră a păcătosului și a pus-o mână în mână cu Dumnezeu. Asta a făcut Domnul Iisus Hristos prin mila și îndurarea Lui. Frați și surori, toți am căpătat milă de la Dumnezeu. Milă înseamnă bunătate, înseamnă harul lui Dumnezeu care a fost revărsat din belșug pentru noi, peste noi. Și uitați-vă ce spune aici mai departe. Iată care sunt urmașii lui Noe. Noe era un om neprihănit și fără pată Auziți unde? În cei din vremea lui, Noe umbla cu Dumnezeu. Găsim tot aici despre un alt om care e foarte important. Vorbește despre un alt om, Enoch, care spune că Enoch a trăit 365 de ani. Dar spune că 300 de ani Enoch a umblat cu Dumnezeu. Fraților, ce spuneți? Surorilor, e puțin 300 de ani? Fac așa ca o mică paranteză aici. Are cineva aici 300 de ani care să fi trăit cu Dumnezeu? Nu. Nu, că n-ajungem nici la 100, nu? Vedeți, plecăm mai repede, când Domnul hotărăște pentru fiecare. Dar Noe a trăit 300 de ani și a mers pas în pas cu Dumnezeu. Și înainte de mutarea lui, spune în Cartea Evrei, că Enoch a primit de la Dumnezeu, a primit, pot să spun așa, confirmarea că era plăcut lui Dumnezeu. Și pentru că era plăcut lui Dumnezeu, Dumnezeu i-a plăcut așa de mult umblarea lui cu Dumnezeu, încât i-a zis Dumnezeu într-o zi, eu nu știi care e problema? Hai, mută-te cu mine. Așa de mult îmi place umblarea ta, relația ta, legătura ta care o ai cu mine, cu Dumnezeu, încât vreau să mă iei și vreau să fii cu mine, să fim împreună în Împărăția lui Dumnezeu. Fraților, uitați-vă, asta este de fapt. Asta este finalitatea vieții noastre, umblării noastre cu Dumnezeu. Și acum, în versetul 1 din capitolul 7 spune așa, Noe era un om fără prihană înaintea mea în neamul acesta de oameni. Dragi frați și surori, la asta suntem chemați și noi. La umblare cu Dumnezeu în lumea aceasta. Care este umblarea dumneavoastră cu Dumnezeu? Într-o zi va trebui să răspundem, nu în fața mea, nu în fața dumneavoastră eu, ci în fața Creatorului, în fața lui Dumnezeu și va trebui să spunem, uite, ți-am dat 50, 60, 80, 90, eu știu câți de ani pe pământ. Ce ai făcut cu viața pe care ți-am dat? Și dacă stau să mă gândesc puțin, Evanghelistul Matei, fac o mică paranteză, Evanghelistul Matei vorbește acolo despre Împărăția lui Dumnezeu. Și eu aș putea să pun o întrebare și am pus o întrebare în dimineața aceasta. Dragi frați și surori, unii suntem mai de curând sau alții mai de demult în Împărăția lui Dumnezeu. Întrebarea se pune așa. A câștigat ceva Împărăția lui Dumnezeu de când eu sunt în Împărăție? Pentru că uitați-vă ce har ne-a dat Dumnezeu. Ne-a luat din Împărăția Întunericului, din Împărăția lui Satan și ne-a transferat în Împărăția Fiului Dragostei Lui. Ce minune a făcut Dumnezeu cu noi! E cea mai mare minune! Multe lucruri, sunt minuni pe care îl face Dumnezeu și cu trupurile noastre și cu multe lucruri. Dar cea mai mare minune este că ne-a transferat din Împărăția diavolului, la Întunericului și ne-a așezat în Împărăția lui Dumnezeu. Suntem fii Împărăției. Pun întrebarea și spun, ce a câștigat Împărăția lui Dumnezeu de când sunt eu în Împărăție? Pentru că să știți că Dumnezeu când ne-a chemat, spune acolo, Dumnezeu a pus și daruri în noi, prin Duhul Sfânt. Și cu darurile acestea trebuie să slujim lui Dumnezeu. Atunci când vorbește în Matei 25, acolo vorbește despre pilda talanților, da? Și spune acolo, ce ai făcut cu darul pe care ți l-a dat Dumnezeu? L-ai îngropat? L-ai ascuns? Sau îl folosești spre lauda și slava lui Dumnezeu și pentru binele Împărăției lui Dumnezeu? Ce ai făcut cu ceea ce ți-a dat Dumnezeu? Ce ai făcut cu viața ta care ți-a dat-o Dumnezeu? Ai irosit-o în plăceri, în pofte? Ați auzit în Psalmul 1 ce spune acolo? Nu se duce, nu se așează și nu se oprește. Un om care are calea pe Domnul Iisus Hristos, care are caracterul Domnului Iisus Hristos și care are comportamentul și conduita Domnului Iisus Hristos. Ce am făcut cu viața aceasta? Într-o zi va trebui să dăm socoteală. Suntem conștienți de lucrul acesta. Haideți să ne întoarcem înapoi la Enoch. Dar înainte de aceasta, ca o ilustrație, aș vrea să vă spun ce ar însemna umblarea cu Dumnezeu. Ce înseamnă umblarea cu Dumnezeu? Eu am făcut școala de căi ferate la București. Am stat 7 ani acolo și m-am căsătorit și după 1 an de zile am dorit să mă întorc înapoi în Moldova. Am venit la Suceava și am vrut să mă angajez acolo, lucram la Calea Ferată și am vrut să mă angajez. Și am depus o cerere, asta era acum vreo 40 de ani. Și am depus cererea acolo și mă întreabă, ești pocăit? Și eu am spus, da, sunt. Zice, du-te acasă ca să primești răspuns acasă și așteaptă răspuns. Am ieșit la pensii și n-am mai primit răspuns. Dar slavă Domnului că Dumnezeu a fost Cel care mi-a purtat din grijă. Ne-am întors înapoi la Botoșani. Am spus de lucrul acesta, de ce? Calea Ferată era socotită a 2-a armată. Și vreau să vă spun că era mare strictețe și este și acum. Dar mi-a povestit cineva despre un frate care a lucrat la Calea Ferată și era mecanic de locomotivă. Și la Calea Ferată, fiind atât de strict, fiecare angajat primește o fișă. Și în timpul când este angajat acolo, pe fișa aia să trec acolo evenimentele care pot să se întâmple în perioada când ești angajat acolo. Fratele respectiv a ieșit la pensie. Și când s-a uitat conducerea de acolo, i-a luat fișa lui și când s-a uitat acolo la fișă, s-a uitat și a zis, băi, omule, ceva nu pricepem aici, nu înțelegem ce se întâmplă. Dar care e problema? Păi zice, fișa dumitare e curată, e albă, nu scrie nimic acolo. Și el spune, zice, frate, domnilor, știți, eu sunt pocăit. A, zice, nu-i problema, noi asta știm că ești pocăit. Dar zice, cum de fișa matare e albă aici și nu-i scris nimic acolo. Și el a zis, domnilor, hai să vă spun ceva, o experiență, o întâmplare. Într-o zi, în timp ce mergeam cu trenul și conduceam trenul, era mecanicul, el era mecanic și era mecanic ajutor. Și zice, dintr-o dată mergând, aud o voce. Și spune, oprește! Și eu mă dau în dreapta și îl întreb pe mecanicul ajutor, măi, ai spus ceva, tu ai vorbit? Și zice, nu! Și mai merge puțin și spune, oprește! Și zice, am oprit. Și când m-am uitat în față la câțiva metri, datorită ploilor puternice care au fost, o rupt linia ferată. Și dacă eu mai continuam încă cel puțin 2 metri în față, era catastrofă. Dar Dumnezeu m-a oprit la timp. Când au auzit oamenii ăștia, au zis, Doamne, într-adevăr, asta înseamnă umblare cu Dumnezeu. Și dragi frați și surori, să știți că e așa de important ca noi să putem să fim receptivi la ceea ce ne spune Dumnezeu. Sunt atâtea lucruri care în viața aceasta le învățăm din cuvântul Domnului. Problema se pune așa. În umblarea noastră cu Dumnezeu, în călătoria noastră, suntem gata să ascultăm șoapta Duhului Sfânt care ne vorbește. Știți cum am explicat eu asta? Probabil că ați fost, poate, majoritatea dintre noastre cu avionul. Și eu am zburat mai de multe ori cu avionul, așa, și m-am gândit la următorul lucru. De exemplu, în avion este pilotul și copilotul. Pilotul are anumite indicații care trebuie să le respecte, dar copilotul are un rol foarte important. El primește indicații și el trebuie să le transmită pilotului. Și, de exemplu, într-un traseu destul de lung, de exemplu, să zbor până în America știu, zbori în 10-12 ore, așa, America, în Canada. Și atunci, ce se întâmplă? Trebuie să sunt anumite turbulențe care se petrec și atunci ori trebuie să urci avionul la o înălțime mai mare, ori să mai cobori la altă înălțime pentru ca să poți depăși, să poți trece. Ascultați un pic numai. Dacă odată, atunci când copilotul îi spune, uite, domnule pilot, trebuie să urci avionul la 12.000 de metri. Pentru că este un pericol și trebuie să urci avionul. Dacă după aceea imediat îți spune, uite, acum trebuie să coboare avionul la 8.000 de metri. Dacă pilotul ar spune la un moment dat, auzi, domnule, ia mai lasă-mă în pace. Ce tot mă necăjești atâta? Urcă, coboară, urcă, coboară. Mai lasă-mă în pace. Fac eu din capul meu ce știu eu. Știi ce se poate întâmpla? Catastrofă. Știți de ce a spus asta? Duhul Sfânt al lui Dumnezeu are rolul să ne călăuzească, să ne conducă. Dar știți cum putem auzi șoapta lui? Când suntem atenți, când suntem receptivi la șoapta Duhului Sfânt, când îi vorbește Dumnezeu. Dar eu spun așa, cum să-ți vorbească Dumnezeu dacă nu vii și te apropii de Sfântul Cuvânt al lui Dumnezeu, să-L știi, să-L înțelegi și să-L aplici în viața ta? De unde să știi cum trebuie, când trebuie să urci și când trebuie să cobori? Dacă nu mergi la sursă, pentru că sursa este Cuvântul lui Dumnezeu și Duhul lui Dumnezeu este Cel care ne înștiințează de orice pericol. Știți, atunci când spune acolo, nu se duce la sfatul celor răi. Și Duhul lui Dumnezeu vine la noi și spune, uite, vezi, nu te duci acolo, că acolo nu-i pentru tine, nu-i bine. Nu merge la un loc unde merg ceilalți, unde să destrăbălează, unde fac tot felul de lucruri rele și neîngăduite. Nu vă duceți acolo. Ce-ar fi dacă eu m-aș duce acolo și n-ascult șoapta Duhului Sfânt și mă duc? Și acolo e pericol. Dar știți ce important este? Duhul Sfânt mă înștiințează și acolo pot să-mi spun, uite, vezi, ești într-un loc unde nu-i Hristos aici. Trebuie să-i seamă de lucrul acesta. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, care lucrează cu atâta bunătate, chiar și după ce am ajuns acolo, mă înștiințează și îmi spune, n-ai făcut. Și acum ce trebuie să faci? Pocăiește-te, omule! Pocăiește-te și întoarce la Dumnezeu și altă dată să nu mai faci lucrul acesta. Pentru că trebuie să asculti șoapta Duhului Sfânt. Domnul să ne ajute să fim atenți, să fim receptivi la șoapta Duhului Sfânt. Dragi frați și surori, de fapt asta înseamnă umblarea cu Dumnezeu. Umblarea pas cu pas cu Dumnezeu. În fiecare clipă, în fiecare moment, că atunci când mergi cu Dumnezeu și asculți de Dumnezeu, n-ai cum să greșești, n-ai cum să ieșuiezi, dar să rămâi în voia lui Dumnezeu. Și acum, aș vrea trei lucruri la care să gândim. Ce înseamnă umblarea cu Dumnezeu? În primul rând, a umbla cu Dumnezeu înseamnă să elimini orice scuză, orice motiv care ar sta în calea călătoriei tale cu Dumnezeu, a umblării tale cu Dumnezeu. Dragi frați și surori, câte scuze nu sunt și vin la noi. Când e vorba să venim la adunare, începem să găsim scuze și motive, nu-i așa? Ca să spunem, da, era o poezie când eram un mic copil, ne duc aminte, și nu știu, zice, nu merg la adunare că mă doare în spinare. Și câte motive nu sunt. Poate chiar este și real uneori, că avem și dureri și suferințe în trup. Poate e real. Dar nicăieri nu vei vine ca casa lui Dumnezeu. Nicăieri nu este binecuvântare decât în casa lui Dumnezeu. Aici este prezența lui Dumnezeu. Unde este prezența fraților și surorilor, unde este părtășia cu Dumnezeu. Uitați-vă, noi putem găsi scuze. Știți? Mai ales acum. Păi, fraților, e virus, e pandemii, cum să vii la adunare? Nu, nu poți să vii aici, pentru că dacă te infectezi, eu vreau să spun, unde te infectezi mai ușor, mai repede? Aici, în casa Domnului, sau când mergi prin piață, pe la târguri? Iertați-mă, n-am nimica cu nimeni și nici nu cunosc, nici nu știu situația dumneavoastră. Unde te infectezi mai repede? Acolo, nu în casa Domnului, în prezența Domnului. Sau sunt alte scuze că zice, da, păi frate, dar uite, vezi, eu nu pot să slujesc Domnului. Dumnezeu ne-a dat un dar, așa cum am spus, ca să-L slujim pe El. Ne-a dat o gură sănătoasă. Ne-a dat mâini cu care să putem să lucrăm. Ne-a dat picioare să putem să umblăm. Ne-a dat mădularele noastre, trupul nostru sănătos, să putem să lucrăm, să umblăm. Frate și soră, ce faci cu gura pe care ți-a dat-o Dumnezeu? Îl lauzi pe Dumnezeu? Să mai motive și să spui, Doamne, nu pot eu, n-am dar, n-am asta. Să poți să spui ca Moise, Doamne, dar eu sunt gângâit, eu sunt greu la vorbire, Doamne, nu găsești pe altul. Caută pe altcineva, Doamne, poate ai pe altcineva. Domnul spune, nu, eu te vreau pe tine. Eu vreau tu să faci asta. Eu vreau tu să slujești. Pentru că eu pe tine te-am ales. Și eu pentru tine am plătit un preț. Uitați-vă ce frumos spune Apostolul Pavel acolo, în capitolul 6, dacă nu greșesc, spune acolo, voi ați fost cumpărați cu un preț. Frați și surori, ori a fost mic prețul care s-a plătit pentru noi? Ori mic prețul ăsta, jertfa Domnului Iisus Hristos, a fost mic prețul ăsta pentru care a murit Hristos pentru noi? E cel mai mare preț care s-a putut plăti vreodată pentru mântuirea omenirii, pentru salvarea sufletelor noastre. Și atunci, mai avem scuze, motive, spun, Doamne, știi, nu pot eu sluji, Doamne, pune pe altul, lasă să slujească altul. Dar slujire nu înseamnă numai de aici predicare, frați și surori. Slujire nu înseamnă, poți să mergi la un bolnav, poți să mergi să încurajezi pe cineva, poți să mergi să duci o pâine la cineva, poți să mergi să tai un lemn la cineva. Și câte slujiri nu putem face noi? Nu-i adevărat? Și atunci noi motivăm. Da, dar las că merge fratele păstor, merge prezbiterul. De ce să mă mai duc eu? Las că merge altcineva. Vedeți? Găsim scuze. A umbla cu Dumnezeu înseamnă să elimini, să dai la o parte orice scuză, orice motiv. Ne greșește cineva și spune, bă, dar nu pot ierta, frate, îmi pare rău, dar mi-au greșit așa de mult, dar cum să-l iert? Că n-am cum. Eu când am să-l văd că stă în genunchi în fața mea acolo, poate o să văd eu dacă mă mai moi inima sau asta, dar nu pot să iert. De ce? Păi mi-a făcut mult rău. Îi scuză înaintea lui Dumnezeu? Nu e adevărat. Știți ce spune Domnul Iisus Hristos în Evanghelia după Matei acolo? Da? Cu privire la iertare. Chiar dacă cineva nu vine să-și ceară iertare, tu trebuie să-l ierți. De ce? Din pricina relației tale cu Dumnezeu. Aleluia. Ia asta trebuie să-l ierți. Dacă el nu-și rezolvă problema, e problema lui. El trebuie să-și o rezolve. Dar eu trebuie să iert. Pentru că așa mă învață cuvântul lui Dumnezeu. Și vedeți dumneavoastră, avem scuze, nu? Avem scuze. Multe scuze. Sau, dar nu pot să-l iubesc pe fratele sau cu tare sau cu tare, că știți cum, parcă ne e antipatic. Da, ne vedem noi așa, dar parcă nu putem, nu știu. Sunt scuze, sunt foarte multe scuze. Dragi frate și surori, umblarea noastră cu Dumnezeu înseamnă să dăm la o parte orice scuză. Orice motiv. Spune autorul epistolei către Evrei, capitolul 12, versetul 1. Zice, fiindcă suntem înconjurați cu un nor așa de mare de martori, să dăm la o parte. Ce să dăm? Orice pedică și păcatul care ne leagă, ne înfășoară așa de ușor. Asta este, vedeți dumneavoastră, așa ne leagă păcatul. Și când te leagă păcatul cu legăturile lui, nu mai poți scăpa de acolo, numai mila Domnului este. De aceea noi trebuie să dăm la o parte, să eliminăm, să înlăturăm. Fraților, surorilor, haideți cu toții să dăm la o parte, să eliminăm orice scuză, orice păcat, orice pedică. Și spun, Doamne, eu umblu cu Tine. Eu merg pe calea Ta. și eu merg împreună cu tine, pentru că ținta mea, cum spunea și Pavel, am o singură țintă, un singur scop. Care este? Să-L câștig pe Hristos. Amin. Vedeți? Și spune Pavel, ce spune acolo? Ce frumos spune Pavel. Pentru El am socotit toate ca un gunoi. De ce? Să-L câștig pe Hristos. Amin. Vedeți care este câștigul, frați și surori? Hristos. Amin. Hristos în voi, spune Pavel, nădejdea slavei. Uitați-vă ce extraordinar, fraților și surori, ce minunat. Primul lucru, să dăm la o parte, să eliminăm orice scuză în umblarea noastră cu Dumnezeu. Al doilea lucru, să-L crezi pe Dumnezeu pe cuvânt. Frați și surori, e foarte important lucrul acesta. În umblarea noastră cu Dumnezeu, ca să-L crezi pe Dumnezeu pe cuvânt. Și acum mă întorc puțin la Noe. Noe spune așa, era un om neprihănit, un om curat. Da? Era un om fără pată, fără prihană. Unde trăia Noe? În ce? În lumea din vremea lumii. Fraților, unde trăim? Surorilor, unde trăim? Între cei din vremea noastră. Și Dumnezeu ne-a chemat să fim model, să fim lumină, să fim sare în umblarea noastră cu Dumnezeu și în cei din vremea noastră trebuie să fim o mărturie vie. Adică oamenii din jurul nostru trebuie să vadă că ce? Noi umblăm cu cine? Noi umblăm cu Dumnezeu. Dragi frați și surori, poate să spună lumea din jurul nostru că noi umblăm cu Dumnezeu. Uitați-vă, confirmarea asta o face Dumnezeu despre noi. Poate Dumnezeu să spună de mine că eu umblu cu Dumnezeu? Poate Dumnezeu să spună de dumneavoastră fiecare că umblați cu Dumnezeu? Amin. Uitați-vă, asta este. Și acum, trebuie să-L crezi pe Dumnezeu pe cuvânt. Ce spuneți dumneavoastră? Că noi a fost pus în fața unui fapt împlinit și Dumnezeu îi spune lui Noe, Noe, fă-ți o corabie. Pentru că eu vreau să nimicesc lumea aceasta. Pentru că zice acolo puțin mai sus, în capitolul 6, răutatea oamenilor era mare pe pământ. Și Dumnezeu a zis, am să șterg orice făptură, orice ființă pe pământul acesta. Problema este următoarea, fraților, făcând distinția, fraților și surorilor. Noe a crezut pe Dumnezeu de cuvânt. Dar atât de mulți au venit și ce făceau cu Noe? Își băteau joc de el, râdeau de el. Adică n-au crezut pe Dumnezeu pe cuvânt. Eu întreb acum, frați și surori, noi îl credem pe Dumnezeu pe cuvânt? Amin. Pentru că aici găsim atâtea lucruri adevărate, adevărul despre Dumnezeu, adevărurile lui Dumnezeu, cuvintele lui Dumnezeu. Și de aceea, dacă umblăm cu Dumnezeu, înseamnă să-L crezi pe Dumnezeu pe cuvânt. Amin. Și acum, știi ce se întâmplă? Ca Dumnezeu să se convingă că noi Îl credem pe cuvânt, Dumnezeu ne pune la probă. Dumnezeu ne testează. Mărește-ne credința ta. Și de acum ne pune la probă. Nu-i așa? Și de multe ori ne se întâmplă anumite lucruri în viața noastră. Zic, Doamne, de ce? Doamne, ce ai cu mine? De ce faci asta cu mine? Ia. Știi ce a spune Dumnezeu? Eu vreau să testez credința ta. Amin. Și știți dumneavoastră că l-a luat pe Avram și l-a pus la probă, nu? Știți toată întâmplarea. De ce trec mai repede un pic? Și Dumnezeu a zis, Avram, ia pe fiul tău și adu-l ca jertfă. Ce-ar fi zis Avram? Doamne, dar cum? Un pic mai înainte mi l-ai dat. Ne-ai făcut promisiune așa cum am iei. Tot tu vrei să iei? Cum vine asta, Doamne? Se poate pare așa. Avram nu murmura deloc, nu comenta. Ba se pare că atunci când a venit înapoi, Sara cumva a zis, măi, dar ce-ai făcut, măi? Ai luat copilul, fără să spui nimic. Ați văzut? Noe a ascultat de Dumnezeu. Dar de ce? Pentru că el a crezut că Dumnezeu și din cenușă îl va reda înapoi. L-a crezut pe Dumnezeu prin cuvânt. Frați și surori, umblarea noastră cu Dumnezeu înseamnă să-L crezi pe Dumnezeu pe cuvânt. Și cuvântul lui este da și amin. Ce trece peste aceasta de unde vine? E la cel rău. N-avem treabă cu așa ceva. Să-L crezi pe Dumnezeu pe cuvânt. Acum, uitați-vă, luând un alt exemplu, în Cartea Evreilor, capitolul 11, am putea numi noi capitolul credinței. Pentru că acolo este un or întreg de martori în care este descrisă credința oamenilor lui Dumnezeu și l-au crezut pe Dumnezeu pe cuvânt. Și uitați-vă, de exemplu, vorbim de Moise și am amintit puțin mai înainte. Uitați-vă de Moise. Câteva lucruri vreau să ne-am notat aici și spune așa. Moise, pentru că l-a crezut pe Dumnezeu pe cuvânt, n-a vrut să fie numit fiul fiicei lui Faraon. Dar, în comparație cu ceea ce a vrut el, spune, a vrut să sufere împreună cu poporul lui Dumnezeu. S-a identificat cu poporul lui Dumnezeu. Vă aduceți aminte, dumneavoastră, vă aduceți aminte. Dumnezeu a spus, Moise, dă-te la o parte, că eu vreau să nimicesc poporul acesta. Și zice, Moise, știi ce a zis Moise? Nu, Doamne, pe ei, pe mine, Doamne! Ați văzut dumneavoastră? Suntem gata să stăm înaintea lui Dumnezeu să mijlocim pentru cei care sunt dragii noștri nemântuiți, pentru oamenii din localitatea aceasta, pentru oamenii care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Suntem noi gata să facem lucrul acesta? Dar și surori, Dumnezeu ne va cere socotea. Mi-a așezat lângă frați, lângă surori, lângă prieteni, lângă cunoscuți, lângă consăteni și într-o zi ne va întreba, te-am pus acolo, ce ai făcut, ce faci? Vedeți dumneavoastră? Moise a zis, nu, Doamne, nu pe ei. Ei sunt vinovați, dar nu pe ei, pe mine, Doamne. Vedeți dumneavoastră? Moise, vedem credința părinților lui, dar vedem că Moise spune așa, n-a vrut să se bucure de plăcerile de o clipă ale păcatului. Și zice, a înțeles. Ha, uitați-vă ce frumos, vedeți? De ce s-a încrezut Moise în Dumnezeu și în umblarea lui cu Dumnezeu? Pentru că spune, a vrut, a înțeles că răsplătirea lui Dumnezeu este mai bună decât toate comorile Egiptului. Da? Și spune, avea ochii piloniți spre răsplătire. Frați și surori, în umblarea noastră cu Dumnezeu, asta ne va ajuta, privind spre cer. Și eu stau și mă gândesc, frați și surori, de multe ori. Spune acolo, când Dumnezeu ne va primi, când Domnul Iisus Hristos ne va primi în Împărăția Lui, spune că ne va așeza la masă, să va încinge și ne va sluge la masă. Frați și surori, merităm la asta. Spuneți dumneavoastră, după ce ne-a mântuit, ne-a iertat păcatele, a murit pentru noi, a plătit pentru păcatele noastre, să ne mai primească în cerul Lui și să ne așeze la masă și să ne servească. Lăudați să fie numele Lui. Amin. Ce mare onoare ne-a dat Dumnezeu. Și atunci unde trebuie să privim? Să privim sus la cer. Și în umblarea noastră cu Dumnezeu, să putem să ne încredem în cuvântul lui Dumnezeu. Umblarea cu Dumnezeu înseamnă să-L crezi pe Dumnezeu pe cuvânt. Uitați-vă la un alt exemplu și încerc să trec puțin mai repede. Un alt exemplu, dacă ne uităm la Iosif. Și aș vrea aici doar numai să specific ceva. Uitați-vă, știți toată împrejurarea ce s-a întâmplat cu Iosif. Și când a fost pus în fața faptului ca să păcătuiască, Iosif a zis așa, cum aș putea să fac un păcat așa de mare împotriva lui Dumnezeu? Și uitați-vă, Iosif a pierdut câteva lucruri. Și e important să ne gândim la asta. În primul rând, Iosif și-a pierdut haina. A fost gata să se lipsească și de haina lui ca să nu păcătuiască, să nu-L supere pe Dumnezeu. În umblarea lui cu Dumnezeu. Oare noi ne gândim de multe ori să dăm la o parte, să lepădăm tot ce ne-ar împiedica ca să-L supărăm pe Dumnezeu? Asta vrea Dumnezeu, în umblarea noastră cu Dumnezeu. A pierdut haina, dar n-a pierdut numai haina, a pierdut slujba. Păi cine era Iosif în Egipt? Era prim-ministru. Nu, era al doilea după împărat acolo. Era un mare, a pierdut slujba. Dar nu numai atât. A pierdut și libertatea. Pentru că a trebuit să ajungă în pușcărie. De ce? Iosif l-a cu Dumnezeu. Și pentru că a vrut să cinstească, să-L onoreze pe Dumnezeu. Iosif a mers mai departe și l-a urmat pe Dumnezeu. Dar uitați-vă că nu se oprește aici. De ce? Pentru că ne uităm să vedem, de fapt, Iosif a și câștigat, nu a pierdut. Și uitați-vă ce a câștigat în primul rând. Iosif a câștigat relația lui cu Dumnezeu. Adică și-a păstrat relația lui cu Dumnezeu. A continuat umblarea lui cu Dumnezeu. Indiferent de ispitele care au venit în fața lui. El n-a cedat ispite. Și ce-a păstrat relația cu Dumnezeu. Frați și surori, asta e un lucru extraordinar ca să poți să văi în relație bună cu Dumnezeu. Al doilea lucru. Și-a păstrat conștiința curată, împăcată, nevinovată. Nu putea să se acuză că e vinovat de ceva pentru că a stat împotriva păcatului. Zicând, cum aș putea să fac un păcat așa de mare împotriva lui Dumnezeu? Și în al treilea rând, și-a păstrat curăția trupească. Dar s-a mai întâmplat ceva. Chiar am predicat un păcat pe care să îl facă cu nevasta lui Potifar. Am mai împiedicat și un păcat. Vedeți? Un om al lui Dumnezeu care umblă cu Dumnezeu își păstrează cugetul, conștiința curată. Dar nu numai atât. Poate să-și împiedice un păcat să fie săvârșit. Asta când? Când cu Dumnezeu. Când îl crezi cu Dumnezeu pe cuvânt. Când ești sare și lumină. Pentru că sarea are proprietatea aceasta să împiedice stricăciunea. Printre altele. Da? Are proprietate. De aceea Domnul Iisus Hristos spune, fiți sare și lumină în lumea aceasta. Amin. Domnul să ne ajute ca să putem să fim. Și în al treilea rând, deci, da? Să dăm la o parte scuzele, motivele în umblarea noastră cu Dumnezeu. În al doilea rând, să-L credem pe Dumnezeu pe cuvânt că ceea ce a spus Dumnezeu este da și amin. Amin. Și El va împlini în totalitate. Iar în al treilea rând, să asculte Dumnezeu. Aduceți-vă aminte ce spune Domnul Iisus Hristos în Evanghelia după Ioan, capitolul 10. Spune acolo, oile mele ascultă glasul meu. Și ascultați aici ce interesant spune. Îmi cunosc glasul și nu merg deloc după alt stăpân. E așa că e important asta. Oile mele îmi cunosc glasul și nu merg deloc după alt străin stăpân. Pentru că, dragii mei, frați și surori, sunt atâtea voci și atâtea glasuri în lumea aceasta și care vin asupra noastră și ne asantează în toate felurile. Dar este singură voce, o singur glas. Este așa duios. Așa plăcut. Și el spune, veniți la mine. Voi tot ce-i trudiți sunt probați. Eu îi dau odihnă pentru sufletele voastre. Nu este alt glas mai minunat. Nu este altă voce mai minunată în lumea aceasta care se cheme cu atâta duioșie. Să vii la El, pentru că eu sunt plân și smerit cu inima și eu îți dau odihnă pentru sufletul tău. Câtă lume nu este zbuciumată în lumea aceasta, câtă frământări au oamenii în sufletele lor, în ființele lor și au nevoie de Dumnezeu. Și Iisus spune, veniți la mine. Eu pot să vă dau. Spre final să vă spun o întâmplare. Și cu ajutorul Domnului să închei. Așa cum v-am spus, noi lucrăm în lucrarea aceasta de evangelizare personală de la om la om și stăm de vorbă cu oamenii. Și povestesc o întâmplare, nu din țara noastră, e din o altă țară, O întâmplare care mi-a povestit fratele meu, eu am un frate, trăiește în America și mi-a povestit-o și este foarte sugestiv în direcția aceasta. De fapt, cum ne raportăm noi în umblarea noastră cu Dumnezeu și cum lăsăm pe Dumnezeu să ne creze în vieții noastre? Cât de mult ne apropiem de Dumnezeu noi. De aceea, când am spus că noi trebuie să fim niște lumini și o sare în lumea aceasta, și noi trebuie să lucrăm cu împământuirea celor din jurul nostru. Și adesea noi pregătim lucrarea aceasta cu bisericile. Noi avem un pliant care se cheamă Acțiunea Andrei. Și acolo pliantul respectiv are pe versul mai multe spații în care fiecare credincios ar trebui să-și treacă numele acolo, să treacă numele celor pentru care se roagă ca să-i aducă la Domnul Iisus Hristos. Deci, uitați-vă, noi chemăm pe oameni să vină la adunare. Oamenii nu vin. Foarte greu. Dar știți de ce? Domnul Iisus în Evanghelia după Matei zice așa: duceți-vă voi. Cu alte cuvinte, e treaba noastră să mergem. Și de aceea, noi vrem să facem lucrul acesta și încercăm să facem lucrul acesta, să mergem, să ne ducem, să ducem Evanghelia oamenilor. Și acum, vă povestesc întâmplarea aceasta. Un frate din localitatea respectivă, da, un frate, vedeți acolo, că mai sunt loc. Ce probleme au oamenii în viața lor. Și atunci noi trebuie să venim în întâmpinarea lor. Într-o zi a plecat la o vizită și a zis: frate, astăzi avem o vizită foarte grea de făcut. Au intrat în casă, era un bărbat și o femeie și a intrat cu ei în discuții și le-a povestit Evanghelia, le-a explicat despre bunătatea lui Dumnezeu care poate să mântuiască pe oameni. După ce le-a explicat Evanghelia, le-a spus: nu vreți să-L primiți pe Domnul Iisus Hristos în inima voastră? Și eu a zis: da. Și au făcut rugăciunea de pocăință, L-au primit pe Domnul Iisus Hristos în inima lor, au plecat. Și după ce au plecat, fratele meu îl întreabă pe fratele respectiv: frate, dar ai spus că e o vizită grea și greu de discutat cu oamenii, știți că în multe discuții cu oameni, oamenii vin cu întrebări, oamenii se împotrivesc și așa mai departe. Ați întâlnit și dumneavoastră. Zice: da, frate, da. Nu știi toată povestea. Zice: hai să-ți spun toată istoria de la început. Și zice: bine, omul ăsta este vecinul meu. Și într-o zi, într-o seară mă duc la el. Și am bătut la ușă și a zis: vecine, mă primești? Și da, poftim. Zice: vecine, am aici, nu știu că am luat de mână aici, lista asta cu care noi o folosim, Acțiunea Andrei, dar nu o găsesc. Și era în lista de rugăciune și a zis: auzi, vecine, vreau să spun că ești important pentru mine. Ești pe lista mea de rugăciune. Frați și sorori, știți cât impact are lucrul ăsta? Să-i spui unui om care e în necaz, în durere, în suferință, și cine știe ce probleme are, să-i spui că te rogi pentru dânsul. Asta are un impact extraordinar. Oamenii spun așa: oare în vremea asta, când fiecare are grijă de el, oare are cineva grijă și de mine? Îi pasă cuiva și de mine? Și în momentul când i-a arătat că el e pe lista de rugăciune, se ridică în picioare și a spus: auzi, vecine, eu sunt catolic, eu n-am nevoie de rugăciunea ta, te rog să ieși afară din casa mea și du-te. Fratele a ieșit, s-a dus în casă, a început să plângă, a văzut soția și întreabă: băi, dar ce cu tine? Păi, deci omul ăsta, vezi, eu mă rog pentru el și el mă scoate afară din casă. Nu mă mai rog niciodată pentru el. Soția spune: zice, dar cât te-ai rugat până acum? Păi, zice, m-am rugat 1 minut, 2 pe zi. Roagă-te 10, roagă-te 20 de minute, roagă-te o jumătate de oră pentru el. Că dacă îți pasă de el, stai în rugăciune, plângi pentru el acolo, te rogi pentru el. Dragi frați și surori, fac o mică paranteză, mă reîntorc. Aveți frați, surori, rude, copii, prieteni care nu sunt mântuiți? Ce faceți cu ei? Plângeți pentru ei? Vă doare inima. Spune Pavel acolo, zice, cine seamănă cu lacrimi va secera cu cântări de veselie. Amin. Asta e mandatul nostru, asta e lucrarea noastră pe care trebuie să o facem. Să fim aproape de oameni, să-i ajutăm pe oameni să-L cunoască pe Domnul Iisus Hristos. Amin. Pentru că inima omului, știți cum este? Ca un pământ. Și n-ai recoltat porumbul și mergi și arunci grâu acolo și mâine vrei să ia crească grâu și să-i recoltezi și mergi să faci pâine îndată. Nu! E un proces întreg. Trebuie să pregătești, să faci arătura, trebuie să mărunțești pământul, trebuie să pui sămânța, trebuie să ploaie, să încolțească grâul, să crească, să-l duci la moară. E un proces întreg, îl știți dumneavoastră. De aceea, inima oamenilor, dragii mei, așa este. E nevoie să fii pregătită. Și ca să o pregătim, trebuie să-i aduci pe oameni înaintea lui Dumnezeu. Asta vrea Dumnezeu de la noi. Și mă întorc înapoi. Și zice, în momentul ăsta, soția mea zice, roagă-te mai mult. Și zice, m-am rugat. M-am rugat vreo 6 luni de zile. Când într-o seară, bate cineva la ușă. Bă, nu-i cine era. Era vecin. Și-au zis, vecine, te rog frumos, iartă-mă. Am greșit. Te-am scos afară. Îmi pare rău. Și zice, uite, am venit aici nu cu o problemă. Am 20 de motive pentru care să te rogi pentru mine. Și cel mai mare motiv care este, sunt în divorț cu nevasta acum. Roagă-te pentru mine. Și zice, au venit ziua. Ne-am dus, uite cum ne-am dus azi. I-am vestit Evanghelia. Amândoi l-au primit pe Domnul Iisus Hristos. Și au rămas credincioși cu Domnul Iisus Hristos. Vreau și surori. Să-L credem pe Dumnezeu pe cuvânt, amin, dar să ascultăm de Dumnezeu. Și ascultarea de Dumnezeu înseamnă să îndeplinim mandatul pe care ne-l-a dat Dumnezeu. Și spune, duceți-vă. Fraților, nu mai e timpul. Să mergem, să ne ducem, să ne spunem oamenilor. Să învățăm, să știm ce să ne spunem și să mergem, pentru că vremea este sfârșită. De ce spun lucrul acesta și închei, dragi frate și surori? Doresc ca Dumnezeu să ne binecuvinteze. Să putem umbla cu Dumnezeu, să dăm la o parte, să eliminăm orice scuză, să-L credem pe Dumnezeu pe cuvânt și să ascultăm pe Dumnezeu. Pentru că umblarea noastră cu Dumnezeu ne conduce la câteva lucruri. Și în primul rând, a crede pe Dumnezeu pe cuvânt înseamnă să putem să ne edificăm, să ne lămurim ce spune cuvântul lui Dumnezeu despre Dumnezeu. Și asta înseamnă să ne formăm niște convingeri. Adică eu să fiu convins că ceea ce spune Dumnezeu este da și amin. Amin. După ce ne formăm convingeri, ne formăm deprinderi. Și deprinderi ce înseamnă? A fi deprins cu citirea Bibliei, a fi deprins cu rugăciunea, a fi deprins cu a face ceva pentru Dumnezeu, a lucra. Asta înseamnă formare deprinderi. Și la final, că tot se vorbea în Psalmul 1 de caracter, toate acestea, după ce ți-ai format convingeri, deprinderi, Dumnezeu îți formează un caracter. Și pe baza caracterului umbli cu Dumnezeu. Și zice, este o cântare care se cântă la noi și spune, și umblând așa cu Dumnezeu într-o zi, ne vom trezi în cer. Ajută-ne. Amin, ajută-ne, Doamne. Și să ne ajute. Să putem să ajungem cu Dumnezeu.